Începând de marți, societatea înființată de municipalitate Termoploiești a devenit operatorul serviciului de termoficare din Ploiești. Votul din Consiliul Local a avut loc după avizul favorabil dat de Consiliul Concurenței. În aceste condiții va trebui demarată urgent preluarea personalului, dar și depusă documentația la ANRE pentru obținerea licenței provizorii, în baza căreia se poate relua furnizarea apei calde. Restul, probele de presiune, cât de repede se mișcă, și o să vă rog să-mi luați această frază niciun caz ca un, nu știu, din nou o discuție, o dezbatere mai puțin plăcută cu Consiliul Județean. Până un alta așteptăm ca să se preia, sau societatea așteaptă să preia Honeywell-ul, care este un program ce pune în funcțiune și CAF-ul 2 și pune în funcțiune în concordanță cu PT-urile, cu modul în care se distribuie gazul în PT-uri. Înțeleg că ieri s-a făcut rectificare bugetară, că va fi cumpărat, poate că astăzi este cumpărat, asta înseamnă o probă de presiune rapidă, după care hai să dăm drumul la treabă. Despre avarii sau restul mă îndoiesc că o să apară, dar siguranța este pe primul plan, și anume cei care lucrează acolo trebuie să știe foarte clar că în momentul în care au pus la dispoziție sau în momentul în care pornesc sistemul, pornesc în regulă, și sunt convins, sunt oameni cu experiență de 20-20 ceva de ani. Le mulțumesc foarte mult pentru implicare. Volosevici spune că este asigurat necesarul de gaz până la sfârșitul lunii, iar pe 15, cel mai târziu 16 octombrie, ploieștenii ar trebui să aibă apă caldă și căldură. Depinde de ce fac restul. Eu m-am asigurat că sunt bani pentru gaze, da, și sunt, și m-am informat că până la sfârșitul lunii, și atenție că acum au început să apară noile fobii, deci de la 1 noiembrie nu avem. Nu, în acest timp lucrăm ca să achiziționăm gazul, să facem o periere a Consiliului Local, vedem cum ne ajută și guvernul în sensul ăsta și vom cumpăra gaz ca să asigurăm continuitatea. Totodată s-a finalizat procesul de predare-primire între Consiliul Județean Prahova și Municipiul Ploiești a rețelei primare de termoficare și a Sacet Brazi.